centrul de vaccinare direct din mașină nu va funcționa în perioada sărbătorilor pascale, mai exact între 1 și 3 mai. Chiar dacă dorește un număr cât mai mare de imunizări, prefectul de Hunedoara face un apel la evitarea aglomerației, întrucât sunt doze suficiente, iar vaccinarea drive-thru de la Deva se va relua marți, 4 mai, într-un sonul orar obișnuit, respectiv 10-19. Doar în ziua de Paște ne odihnim, dar în rest toată lumea trebuie să priceabă că nu trebuie să se îmbulzească, să aibă răbdare puțin și cu cât vom avea mai multă răbdare, cu cât mai repede trecem de acest moment. În perioada Paștelui, nici caravanele mobile de vaccinare din județul Hunedoara nu se vor deplasa în teritoriu, dar își vor relua activitatea la sfârșitul săptămânii viitoare. Centrul de vaccinare drive-thru de la Deva a fost primul de acest gen deschis în România. În mai puțin de o săptămână de funcționare, în jur de 3.000 de oameni, nu doar de Veni sau din județul Hunedoara, ci și din alte părți ale țării, și-au făcut prima doză de vaccin anticovid Pfizer-BioNTech. Prefectul Călin Marian, care la deschiderea drive-thru a denumit acțiunea Hunedoara spre libertate, consideră că operațiunea de vaccinare, făcută și prin caravanele mobile, dar și în centrele fixe, este un pas spre revenirea la normalitate. Toată lumea dorește să treacă peste acest moment de pandemie, toată lumea vrea libertate și de-aia am și numit acțiunea Hunedoara spre libertate. Iată că astăzi s-a mai făcut un pas. Pe lângă celelalte acțiuni care le-am avut cu centrele fixe, cu centrele mobile care le-am făcut în localitățile rurale din zona montană. Și iată că fiecare acțiune pune o cărămidă în plus în ceea ce privește normalitatea.